De la capitolul 13, Evanghelia lui Ioan ne oferă cel mai lung mesaj cu circuit închis al lui Isus. În 5 capitole succesive, Ioan redă una dintre cele mai mărețe și consistente predici ale Mântuitorului. Este o discuție particulară cu ucenicii săi, în care sunt revelate adevăruri noi. În Ioan 12, am asistat la ungerea picioarelor Domnului cu un mir din cel mai scump. Aici, în Ioan 13, ucenicii vor avea parte de spălarea picioarelor. Domnul Iisus a făcut asta. El a ales în mod deliberat și semnificativ să spele picioarele ucenicilor. Știa că îi se apropia ceasul, așa că prin acest gest a luat locul slujitorului și s-a identificat cu noi. A vrut, desigur, să le comunice și cât îi iubea de mult, mergând până la capăt, până la ultima consecință. Răul se pusese în mișcare și Mântuitorul a dorit să dea o pildă, protejându-i pe ei săi. Cum ne spală El pe noi azi? Noi suntem deja curați prin cuvântul Său, ne spune Domnul, dar ne mai curăță, astfel încât să putem avea părtășie cu El. Când venim la cruce ca să căpătăm salvare, suntem spălați cu totul. Dar în umblarea noastră prin lumea aceasta, ne mai murdărim pe picioare când păcătuim. Când umblăm în lumină, adică în cuvântul lui Dumnezeu, sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Dar apoi avem nevoie să ne spălăm picioarele de murdăria care se prinde de noi prin păcat. Spălând picioarele ucenicilor săi, Iisus ne-a spus de fapt: vrei bucurie în viața ta creștină? Ține-ți relația cu Dumnezeu proaspătă și curată. Mărturisește-ți gândurile murdare și acțiunile greșite. Ca să ai părtășie cu Iisus, trebuie să te confrunți continuu cu păcatul. Acel, dacă ne mărturisim păcatele, din 1 Ioan capitolul 1, versetul 9, înseamnă să-i dai lui picioarele tale, să ți le spele. Fără asta nu poți avea părtășie cu Domnul. Ceea ce duce în continuare, dacă Iisus este Domnul tău, la situația de a vă spăla picioarele unii altora. În loc să lovești un frate deja căzut, încearcă să-l ridici, să-l oblojești. Când faci asta, practic îi speli picioarele. După această scenă foarte frumoasă, trebuie să ne întoarcem privirile spre cea mai mărșavă crimă din toate timpurile. Trădarea, vânzarea lui Iisus de către Iuda. Nu ne face plăcere să fim martori la pierderea vieții spirituale a cuiva, dar această scenă ne arată că, de fapt, Iuda nici măcar nu avusese o viață spirituală. Iisus păstrează totuși până în ultima clipă ușa deschisă pentru Iuda. Niciunul din cei prezenți la acea masă pascală nu a suspectat că el ar fi fost trădătorul. Chiar mai târziu, în grădină, când Iuda l-a salutat, Domnul Iisus i-a spus: n-ai făcut decât să împlinești profețiile, Iuda, dar nu-i prea târziu să mă primești ca mântuitor. Dar Iuda alesese. Dumnezeu nu va trimite niciodată în iad un om înainte ca acesta singur să se trimită acolo. Când în camera de sus n-au mai rămas decât Iisus și ceilalți ucenici, adică Iuda ieșise, învățătorul le dă vestea aceasta tristă: eu am să vă părăsesc. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Nimic mai important, nimic mai actual, nimic mai greu pentru mine, pentru tine, pentru noi toți. Data viitoare urmează să aflăm ce urmează.